Vreau să mai fac o filmare pentru cei care vor să aibă familii puternice cu o întrebare. Cum stăpâniți roitul? Toată lumea vrea familii puternice. Dar cum stăpânești roitul? Țineți minte întrebarea asta și mai vorbim iară la anul. Așa cum am făcut și în primăvara anului acesta filmarea aia cu o să fie un an roitor. Aveți grijă ce băgați în iarnă, aveți grijă ce pregătiți în primăvară, că s-ar putea și anul viitor să fie tot un an roitor. Și în anii roitori, să vedeți ce producții faceți. Acum eu vorbesc în general, că sunt și zone unde îți poți permite să faci și roiuri, să faci și producții. Nu știu, eu nu știu de asta, eu nu am așa ceva la mine în zonă. Dar țineți minte întrebarea asta. Aveți grijă ce familie vă dați? Și cum stăpâniți anul viitor roitul? Pentru că toate mărcile roiesc, absolut toate mărcile roiesc. Sau vor să roiască. Da. Multe nu pot. Am și aici una care o să trebuiască să o duc la 7 rame. Adică să o slăbesc, pentru că nu că nu aș putea o stăpâni, să poate stăpâni, să stai cu capul în ea, să o las să nu-ți ouă potirașele. Dar asta înseamnă muncă. Asta am descăpăcit-o, este o ramă rea, se vede aici sus, celulă multă de trântor, nu este o ramă veche, dar ăstea cu celule de trântor ea nu prea îmi plac mie. Și asta o să o scot, o să o topesc, pentru că este o ramă cât de cât albă. Se vede și albina, este plină de albină, este pe 10 rame. Am și familii de astea, dar nu le las. Eu așa cred, din ce am văzut și în anii precedenți, de asta și vreau să le duc la 7 rame. Pentru că 7 rame pot stăpâni, consider eu, în zona mea, în culesurile care le fac eu. Pe stilul meu de lucru, asta abia o scot, este și ramă și este și albină și pe până jos de tot, plină cu miere. Miere lichidă. Este foarte grea rama asta. Asta a tras din, deci din rama asta, asta am descăpăcit-o și a tras, se pare că în asta. Asta este o ramă mult mai bună, se vede că este perfectă. Doar colțul ăsta aici are 10 celule de trântor. Bine că este și făița, cum am văzut, este făiță de anul ăsta. Una, două, trei, patru, cinci făițe. Cinci făițe de anul acesta. Deci după ce că e și puternic, mai are și făițe multe, ăsta e foarte greu de controlat. Și decât să mă chinu eu să-l controlez, roitul, la roit mă refer, nu mai bine îl slăbesc eu un pic, să stau liniștit. Miere, deci am umplut ramele astea din rama aia de acolo, ăstea le-am umplut. Dar să vede albina. Aici un pic de păstură, acolo în mijloc. Cel mai probabil nu o să mai aibă nici puiet. Am arătat că roiurile încă au puiet, dar na, roiurile fiind mai slăbuțe, am mai spus eu, ele se simt slăbuțe, familiile sau roiul, fiecare ce are. Și de asta încă o mățile. Bine, dacă le stimulez, normal că o. Dar eu nici nu le-am mai stimulat. Matca cu alb, nu este o matcă cu alb. Pur și simplu așa am însemnat-o eu matca, este matca 2023. Pe aici nu este puiet, este ceva păstură pe acolo. Cam asta ar fi întrebarea mea. Cum stăpâniți roitul? Faceți familie puternice, stimulați. Stimulați în continuu, scoateți miere sau și
băgați, băgați, stimulați-le, faceți-le puternice și mai vorbim la anul. Și mai vorbim la anul după ce roiesc. Și pe aici un pic de păstură. Deci puiet zero. Asta este. Așa se întâmplă cu familiile puternice. Se structurează mai devreme și nu mai contează. Pentru că sunt deja pregătite pentru iernat. Are mâncare, are tot ce îi trebuie. Niște varachet acum, dacă tot nu mai are puiet. Și cam asta este. Deci, cum e ăsta, trebuie slăbit. Trebuie slăbit să-l pot stăpâni la anul. 7 rame. Prioritare sunt ramele astea cu S. Deci aici deja a adus. No, deci puie nu mai are deloc și astea două sunt tot cu miere. Deci puie nu mai are deloc, s-a văzut. Deloc, 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 nici măcar căpăcit. Pregătit de iernat. Cam asta este. Încă o dată. 7 rame este ce consider eu că pot stăpâni. Nu mai vreau roiuri, am mai spus-o de atâtea ori. Nu că aș avea nimic împotrivă cu cei care își doresc, dar poate o să ajungă și la o stupină, cum am avut-o eu acum 2 ani. Și după aia mai vorbim. Cu minți, se vede, da? Asta o să o și scot, dar uite, n-am adus o diafragmă. Rama aia, că este goală complet. Și o duc la reformă. Albina asta după ramă o să intre între celelalte. Și asta topită. Ia uite ce aici, o ramă plină, plină de albină. Să-mi faci un pic de spațiu. Plus pe perete albină, plus pe fund. O familie prea puternică, din punctul meu de vedere. Pa. Și mai sunt. Mai sunt. S-a agitat un pic, dar... are mic. 9 rame. Mă duc să aduc și lui o diafragmă acolo și... cam asta este. Mă uit un pic și în ăsta. Ăsta acum vreo 2 zile. Până pe seara am și vrut eu să filmez, dar în fine. Avea cules. Avea cules. Eu zic că furtișag. De la vecin, pe undeva, pe la un vecin. O ramă însemnată aici, poate o și scot. Este o matcă de anul acesta, introdusă o matcă cu I. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Prea multe. Una o să iesă. Hrana. O făiță de anul acesta. Plină cu miere și un pic de păstură acolo. Aici la fel miere și păstură puțină.
Hai să vedem următoarea. Asta am văzut că e însemnată. E însemnată pentru a o scoate, a o da după diafragma. Dacă nu mai are cuiet. Nu, nu mai are cuiet. Nu mai are cuiet, este mai neagră. Este cea mai neagră de aici din... Nici aici nu este. Da, deci o să dau după diafragma pe asta. Este neagră, o scot. Și următoarea este neagră, dar asta rămâne în mijloc. Mai neagră, mai neagră. Acum am luat-o și eu cu ramele astea negre. Celalții doar de astea sunt. Nici aici nu este piet, următoarea deja este miere, numai păstura aici. Bun, rămâne așa. E bine. 4 cu 3, 7. Deci am scos o ramă din mijloc, am mai spus eu, dar eu n-am stricat structura pregătită de colonie pentru iarnă. Doar că dispare o ramă, atât. Să-mi fie matca pe aici. Să o scutur. Nu. Nu se vede. Este însemnată. Diafragma. Uite ce acolo de albina. Asta descăpățită după diafragmă și are rezerve până în martie. Până în martie nu umblăm la el. Nu aveam furculița, de-aia am pus o pauză din nou. Asta o descăpăcesc că anul trecut am făcut cât de cât cam același lucru, doar că am avut hrană puțină. De asta anul ăsta vreau să insist și cu descăpăcitul ăsta să am hrană mai multă în cuiburi băgată. Ca să nu mă mai stresez la primăvară cu... Am arătat eu anul trecut când am dat niște miere la pungă, i-am zis eu liniștea stuparului. Dar au și intrat cu hrană mai puțin anul trecut față de anul acesta. Anul acesta am băgat ceva mai multă. Vreau să-i deranjez cât mai puțin în primăvară, fără stimulări, absolut deloc stimulări. Nu mai vreau să mai fac nicio stimulare. Bine, primăvara nu trebuie stimulați. Am mai spus-o cineva, dar că nu a putut argumenta. Ne mai auzim noi oricum și pe subiectul ăsta, sunt multe subiecte. Cam asta este. O bagă și pe asta în cuib și are mâncare pentru două ieri. Sunt state. Deja s-a gitară. Hai, mai deschid pe ăsta și gata. Vedem și aici ce este. S, 4 făițe de anul acesta. Dacă nu mai deschide tot, că
Hai să vedem asta după diafragma. Dacă am tras tot și pe aici ar mai fi un pic de tot. Hrana plină, complet. Și ăsta este pe 8 rame plus rama după diafragmă, deci și ăsta este prea puternic, zic eu, cu toate că hai să zicem că ăsta plină și asta. Ăsta se înghepse bine în alea 7. Hai să vedem puietul dacă ar mai fi ceva. Și aici este plină cu mâncare. Asta este din ce a tras după diafragmă. S-ar putea, am mai spus, s-ar putea anul acesta să am prea multă. Prea multă hrană, dar vedem în primăvară. Mai bine să fie. Nu se știe nici ce iarnă veni. Văd eu în primăvară cum o gestionez. Aici păstură un pic acolo. Pe aici deja sunt albinele băgate în celulă. Nu mai e puiet. Îl deschid și pe următoarea, dar clar aici este mijlocul. Aici trebuia să fie ceva. Mai e plină complet și asta. Păstura aici, fain de tot. Se vede acolo? Sper să se vadă aici păstura. Bun. Bun, asta e perfect. E perfect. Se înghepse pe 7 rame. Perfect. Are hrana. Poate chiar prea multă. Dar lasă să fie. Mai bine să fie. Opa. Tu ești albina asta. De aici. E bine.